Salut, pești! Voi face runele pentru luna nouă din Gemeni. Este o casă a patra pentru voi, în care puteți să luați o schimbare, puteți să începeți ceva nou în această casă și să recoltați acest rod al semințelor plantate acum la luna nouă, peste 6 luni, când avem luna plină în Gemeni și soarele în Săgetător, adică noiembrie-decembrie. Este o luna nouă a ideilor, a comunicării, a gândirii, dar și a informațiilor. Haideți să vedem, fiind vorba de gemeni, să vedem ce vă relevă lunele. Ei, aveți destule. Aveți aici un rezultat de la un proces ceva. Să încerc să nu le schimb pentru a putea să le așez frumos. Dar să știți că va fi un aspect foarte bun pentru voi. Aveți așa, rune pozitive, negative. Am putea spune că ați avut o schimbare, o mutare, mai bine zis. V-ați mutat. Fie v-ați mutat cu locuința, cu casa, cu locul de muncă, dar vorbim de casa a patra, este o mutare cu casa. O mutare care n-a fost bună pentru voi, fiindcă s-ar părea că acolo au fost niște lucruri ascunse, ceva ascuns, care acum vă influențează. O vizită la o persoană în vârstă vă încearcă mult starea de spirit și, în primul rând, trebuie să vă păstrați calmul, să vă păstrați simțul umorului într-o situație destul de dificilă. Este foarte greu. Sau am putea spune că este vorba și de o călătorie care nu e benefică, nu este cu persoane plăcute. Deci, tot la felul, un aspect solicitant pentru voi. Și totuși este legat și de familie. Poate fi vorba chiar de o călătorie prin viață legat de familia voastră. Poate fi vorba de familia de bază, de părinți, dar poate fi vorba și de partenerul de viață. Acest lucru vă dezbină ceva și chiar vă duce să vă separați. Uitați, această separare poate să vină foarte bine aici, lângă această rună a mutării. Deci vă mutați din familie, plecați. Este o rună B, B-org, așa este numită, care aduce această schimbare. Plecați și vă mutați în altă parte. Dar totuși aveți persoane care s-au implicat în viața voastră, prin discuții, prin bârfe, prin minciuni, fiindcă ele au avut o implicare pe care, am zice, nu v-ați dori-o, dar n-ați avut ce face. Este ceva neplăcut, această implicare a acestor persoane. Trebuie să acceptați situația și, în primul rând, s-ar putea să fie avut și un proces de partaj aici, unde s-ar putea să primiți un răspuns din partea justiției, dar s-ar putea să fie ceva care să nu vă mulțumească, adică să nu fie exact ceea ce v-ați dorit voi. Și totuși aveți această rună a arborului de tisa, a obstacolului pe care îl aveți în fața voastră, și am putea spune că acest obstacol puteți să-l depășiți foarte ușor,
dacă de situația aceasta puteți să o transformați într-o situație benefică pentru voi, dacă sunteți corecți, dacă vă doriți ce e posibil, dacă vă doriți numai adevărul, dreptatea, știți să vă ascundeți scopurile, dar și sunteți perseverenți în tot ceea ce faceți. Deci, corectitudinea voastră este o rună de determinare, o rună care vă impune. Deci, dacă voi nu sunteți corecți, atunci nu veți putea schimba această situație. Dar dacă sunteți corecți, veți schimba această situație în avantajul vostru, spre binele vostru. Și aveți aici două rune pozitive. Două rune care pozitivează această etalare, să zicem, negativă, și această rună Chenaz e o rună care arată căldură sufletească. Am putea spune că poate să reprezinte și o persoană apropiată de voi, care poate să fie un bărbat pentru o femeie, sau pentru un bărbat, un prieten care vă ajută, vă susține cu idei, cu tot ceea ce poate, daruri. Este un aspect foarte benefic, dar mai rar căsătorie. Deci este vorba de o relație benefică pentru voi, care să vă aducă situații benefice în viața voastră. Veți simți aceste situații benefice și o să vă dați seama că este un moment de relaxare, un moment de a vă reface forțele. Și, bineînțeles, veți primi daruri sentimentale, daruri materiale, și pentru cei care au relație mai vechi, s-ar putea să fie chiar și o cerere în căsătorie. Poate să existe și acest aspect cu această rună, Gifu, care este o rună foarte benefică a darurilor, a bucuriilor. Deci eu zic că aveți o situație destul de dificilă legată de familie, aveți o schimbare, clar o mutare, și mutarea asta nu e nici bună, nici n-a fost bine aleasă. Persoane care se implică în viața voastră, dar voi, prin corectitudine, puteți să transformați totul și puteți să aveți o persoană alături de voi care să vă ajute, acea căldură sufletească de care aveți nevoie. Deci este o etalare pozitivă, peste 6 luni de zile veți avea o stare benefică. Eu vă doresc numai bine și vă mulțumesc pentru timpul acordat.